Băi, fraților, deci înainte de a începe videoclipul, nu uitați să vă cumpărați jocuri bombă la prețuri și mai bombă de pe Eneba. Folosiți și codul ZZANDREI pentru că o să primiți o mică reducere și aveți toate linkurile în descriere. De asemenea, v-aș ruga foarte frumos să nu uitați să vă abonați, bineînțeles, cu clopoțel dacă doriți să primiți toate notificările de fiecare dată când postăm un nou videoclip. Iar dacă doriți să susțineți suplimentar canalul, puteți să deveniți membru apăsând butonul Join. Haideți să trecem la episod. Băi, fraților, deci fără nicio altă introducere, bine v-am regăsit la un nou episod de Business Tour, băieți. Da, cel mai cancer joc din lume, cotat cel mai cancer joc din lume, băieți, pentru că un joc mai scriptat decât acesta n-am văzut, sincer. Suntem alături de Gabriela, Fecael și Andres, fiecare pe cont propriu, prieteni. Și este momentul să le demonstrăm că suntem niște afaceriști așa cum trebuie. Băi, înainte de toate trebuie neapărat să vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea, mai ales de la aceste clipuri de Business Tour. Am văzut că vouă vă place cancerul, băieți. M-am supărat puțin tel pentru că am văzut că vă place când dau rage la gena asta de joc. Dar ce să facem acum, băieți, postăm Business Tour, nu-i așa? Nu uitați voi cei care vă uitați la clipul ăsta, rupeți like-urile alea dacă vreți să postăm și mai multe clipuri, dăm rol direct pe... Foarte bine, foarte bine. O să sară inima în mine, băieți, meciul acesta și o să pognească vena. Foarte bine, Fecael. Atât am de spus, bravo, Fecael, e bine lucrat. Așa că scrieți în comentarii dacă vă uitați la tot episodul, băi. Zai, mă, Fecael, nu aveai tu noroc? Tu așa ziceai că ești noroc. Mamă, Fecael. Mamă, cum se duce. Deci, băieți, mie mi se pare că Gabriela cu Andrei sau ca mare Bulănescu momentan. Cum te cheamă? Hai, Sidney, te pup, da, Andres, te pup, vino încoace la Sidney. Hai, vino încoace. Sidney-ul te cheamă, Sidney-ul te cheamă. Stați așa, băieți, că trebuie să fac aici o... Să-ți liniștiți că mă eu la Berlin, ia uite. Și probabil nu mai auziți voi. Da. Îmi place unde se ce pe Fecael, băieți. Se vede că face ceea ce trebuie, zic eu. Asta. Bravo, Fecale. Oh, Dubai. Trebuie să ții și tu, Andrei, vreun skin. Este short game, boys. Eu dacă mi-au skin, nu pot să bag bani în așa ceva, nu pot, efectiv. Haide, Gabi, la sine. Mamă, doamne, cu zâna asta, zânica asta, băieți. Are Andres noroc, da. Andres noroc, nu? Da. Voi ați văzut? Ați văzut cum rângeam fundalcică? Las Vegas! Oh, Paris! Da, da. Paris! Paris Saint-Germain. Fecael, băieți, are 1,6 milioane, n-are nicio proprietate. Și a stat și la pușcărie și pe în Roma. Oh, voi am în Spania, da? Mergi și așa, băieți, ce să facem? Aici, la Osaka, te aștept. Să vezi ce îți sparg eu Osaka aia. Haide, te sun pic, eu. Să pic pe șansă atâta te trebuie. Te sun. Da. Pirinduși ăsta, Fecael nu are de unde să facă bani, prieteni. Vă sun eu. Uite că are de unde să facă bani acum. Da. Hai, Andres, bravo. Fecael, dacă te duci la sine, ești cel mai tare, bro. Mamă, păi sparge Osaka, te rog. Oh, mamă, Vegas. Deci dacă pică Fecael pe Vegas... Deci dacă Fecael pică pe Vegas, nu da? Nu că dau bankrupt, nu? Dacă... Nu dai, era tot eu dau. Nu dai, mă, n-ai cum să dai. Nu cumpăr gunoiul ăsta. Bali, gunoi. Cipru! Ia uite, ai zis că nu produc bani. Ai produs 25, că asta e că îi dai la Vegas sau la Sydney, înapoi azi vedem. Oh! Băieți, ceva îmi spune că e mai echilibrat meciul acesta. Ha, mă, cum să nu vă placă Business Tour până la urmă, prieteni, că e cel mai liniștitor joc. Te liniștește pe neuron, pe viață te liniștește, că... Nu prea... Nu știu ce să zic altceva, buiz. Da? Te duci pe Vegas, te rog. Eu? Nu pic pe Vegas. Eu n-am cum să fac Monopoly, eu. Bună. Mamă, băieți, e ziua lui Andres astăzi, ziua lui Andres. Da, ziua lui Andres. Nu Las Vegas. Yes! Marș. Paris! Paris! Vorbește, bă, frumos, Andrei, zic că marș. Ce-i cu mine, mă? Rol, hai. Un impuls așa pe mamă, ce mă enervează și jocurile astea aveam la World Tour și mă ceam direct la Lyon, mă, de banul la Londra. Perfect. Eu am testat pe norocare, bă. Așa se joacă, Andres. Da. Ne arată Fecael aici cum se joacă, boys. A, mă, că mai are bănuț. Bine, Fecael, bine. Bine, Andrei! Doamne, ce-i mai bun jucător, băieți, la jocul ăsta? Uita, nu lua Londra, nu lua Londra. Bă, ieși și acasă cu jocul tău, că dau alte F4. A, n-are bani. Ai pus coteți acolo, să stai tu. Nu e problemă, e bun și ăsta. Hai. Bine. A fost bun. Vinde cotețul, vinde-l. Așa se face. Dar cred că mai trebuie ceva. Și Veneția, și Veneția, te rugăm noi. Pur și simplu cancer, prieten. Pur și simplu cancer. N-ai ce să faci cu New York-ul ăla.
Ia uite cum vin banii la stăpân. Da. Ia uite cum pleacă banii. Gabi, dacă pici la Paris, Doamne, cât de fericit o să fiu dacă pici. Nu, că ies. Ești? Dar ești cu chiar? Închid și calculatorul. Mamă, și dai și două picioare în calculator, să fii sigură că... Hai, Andres. Acceptabil. Păi da, dar acum vine Paris-ul, Andres. Mamă, deci... Paris, vă rog, hai, Gabi, Paris. Aoleu. Vreau să nu vină la FKL, Las Vegas-ul. Oh, Hong Kong! Bine. Hong Kong. Nu mai am bani, băieți, dar acum și Hong Kong îmi produce niște bănuți 195k e forță. Hai, la Paris, te rog, jocule. Hai, la Paris. Ah, atât de aproape pe care l-ai nimerit, fi lângă Paris. Eu am crezut că l-ascultă jocul, Doamne, ce fericit eram. Dar vine Andres acum, vine Spiriduș să-mi dea cadou. Da, stai să-și cadou, îți dau. Distrug. Nu, Osaka! Osaka! Vezi dacă ai fost rău anul ăsta? Doamne! Am fost rău anul ăsta și Spiritușul mi-a luat Parisul, băieți. Coaie, nu, mamă, era... Mamă... Și pic eu la Osaka, hai tu. Acum, de ce cumperi gunoiul ăla? Băieți, am 300k bani și am doar Hong Kong și Sydney. Aveai și Parisul într-un timp. Aveam și Parisul cu Mondial, dar ești nebun, au atacat teroriștii și... S-a dus. Da, bine, bine, că am mulți bani, bine, bă, cam ești. Vine și Las Vegas-ul. Este, Doamne, ce frumos! Da, mă, Andrei, te așteptăm la Paris? A, mă, dar nu pica și voi la mine să fac și niște bănuți, vreau? Foarte, foarte frumos. Da? Hai, Andrei, uite, asta zic. Una, cu una mai puțin decât mine, Andrei. Nu, băieți, Doamne, te rog, nu, hai, Gabi, ține-i să fac și niște bani. Doamne, ce joc scriptat! Pur și simplu cancer, băieți. Hai, nu. Este, mă. Îl facem. O, nu am bani. Dublă, am dat dubla. World Tour, World Tour, World Tour. Haide. Yes, n-am bani. Oh, shit. Doamne, yes, bă, deci... n-am bani. Fiți că n-am bani, pic unde vreau să pic. Dacă am bani, pic numai la ei. Mamă, bă, frate. E bine că pe care îl pune doar cotețe. Aha. Peri albă. Peri albă. Te sun eu, Coco, te sun eu. Mamă, când e bine, eu, bine Andres, bine Andres, îți place la Osaka, a? Andrei, ești cel mai sărat. No! Doamne, ce joc prost. Mi-a luat Paris. Andrei la Paris. Era Parisul meu. Era? Yes, start. Coaia, dacă câștigă Dorea, că nu știu să joace. Vreau și eu la Madrid. Da, Coco. Săracul feca, el numai Cipru și Lost Island. Uite, acum l-am. Bă, dar la mine nu pică, am Andrei și tu la Hong Kong, să dai și la săracii. Andrei, ești cel mai sărac de aici. Păi știu că sunt cel mai sărac, de-aia am zis să-mi dai și mie niște bani, nu? Că vreau și eu să iau, uite mă. Nu. Vreau să intru și eu în lumea celor mari, băieți. Se poate, n-am bani. Hai, e timpul să vând. Haide, pe caiere la Sydney. Hai mă, bă, nu pică nimeni la mine. Încerc să mă abțin să... Încerc să mă abțin să nu urlu. Și să nu plâng, că vrei să iau ceva de mâncare, dar așa nu-ți dau bani. Yes. Hai, Cipru, Cipru, Cipru. Da, da, e supărat băieza World Championship pe Vegas. Supărare mare băieza Andrei, nu la bătrânul Zandrei. Supărat, sunt... Dar vezi ce râs prost are? Are râsul ăla de... Se nervează. De libelul. De hienă. Bali. Cum râde hiena? Asta e întrebarea. Dar unde puteam să pic din toată harta liberă? La Las Vegas. Băieți, erau două proprietăți în toată partea asta. Puteam să pic Lost Island, Veneția, Milan, Șansă, Hamburg, Cipru, World Championship, mă, Londra, adică Dubai, Sydney, Șansă. Nu, Berlin. Mă, cum adică am râs de hienă? Ai râs de hienă? Cum râde hiena? De hienă. Bravo. Iar zic, Gabi, cum râde hiena? Stai și-o rând așa? Da! Bă, când am cred că alte patru boys îi dăm rol? Chicago. Dar n-am bani, de ce pi... Ok, am bani, yeah! Am bani! Am bani de mă enervează! Hai băi! Îți trebuia că s-o vinzi. Succes în continuare, Andrei! Mamă, doamne, ești... Bă, dacă pic la World Tour acum, dar n-am bani oricum. Mamă, dar chiar să pic la șansa asta de aici. Ma. Mamă, uite unde se... Da, și acum dă pe Berlin, nu că vinde ceva, stai liniștit. Pur și simplu cancer, prieten. Pur și simplu cancer, altceva n-am ce să spun. Yes, yes, yes. Uite, yes, și yes. Ajută, ajută Dumnezeu pe bețivul ăsta mic. Dar ăsta chiar vrea să ajungă la Lost Island ca să... Ia uite mă, și face și bani, ia uite. Yes.
Cumpără da, Andres Milano ăla, că e bani mulți. Cumpără-l. Nu, nu o să fac asta. Trebuie să știi să zic. Hai la Sydney, Gabi! Că nu mai suport aici. Sydney, hai! Cică, bă, nimeni nu mi-a dat un leu! Un leu nu mi-a dat nimeni! Hai, Andrei, 3. Oh. Ah, e bine și acolo, e bine și acolo. Trebuie să vând una dintre Sydney și Hong Kong. Vând, păi eu vând Hong Kong, da? Stau în pușcărie și fac bani. Ce bine o duci. Băieți, nimeni nu mi-a dat niciun leu. Bă, un leu, bă, un leu am cerut de la voi, bă, să picați la mine în Sydney. Na, că stă... Ce să-mi fac, să-mi fac hotel, oare? Uite-l, mamă! Să-mi fac hotel? Pur și simplu cancer, prieteni, m-a spus. Hai, cancerino in peperino. Stați liniștiți, băieți, că supraviețuiesc. Am mulți bani. Am mulți parteneri ce trebuie să-mi dea bani. Au, deci Gabi face hotel, n-are bani. N-am bani. Eu pic la Sevilla, că trebuie să... Nu dăm în calculator. Nu dăm în calculator. Madrid, de ce nu Madrid? Era și festival. Sydney, băi, Sydney. Doamne, trebuie să pice cumva mondialul la Sydney, băi, Zac. Deci dacă pică mondialul la Sydney... Așa. Da, dăm rup, 7 serii. Vă rup, vă-ndoi. Na. Na, ce na, că eu tot sărac sunt. Bună. Ok, băi, zrol. Vă rog, nu mai vreau să dau bani. Andrei, dar trebuie să ai și bani de mondial, gen, dacă vrei să-l pui. Bă! Deci, efectiv, prieten, credeți-mă. Eu n-am primit niciun leu de la nimeni, da, nimeni. Logic, cum să nu? Nimeni n-a picat. Osaka. Vinde-o. M-am gândit să fac control să vând Sydney. Ia încearcă, ia vezi ce se întâmplă. Hai mă încearcă. N-ai tu pe Osaka, care Gabi vrea să salveze Osaka, ora. Mă gândeam să fac alte chestii, dar nu. Da, troll să vândă Sydney, băi, doamne. Las Vegas-ul, gen. Da, foarte Caterinca. Ha, ha. Nu, să vând Las Vegas, ăsta New York-ul ca să... Ha, ha, nu mă înțelegeți. La Sydney, băieți, vă rog, nimeni, deci... Eu am picat numai pe clădirile lor, eu l-am picat pe o clădire liberă, bă. Acum unde aș putea să pic? Șansă. De șansă și du-te la ăla cu championship. Yes, doamne, mulțumim, doamne. Hai să ies și hai, băieți, avem șansă de Madrid, trebuie să dau 3. Asta haide, Cipru, Sydney! Sydney, Sydney! Bă, dar vă realizați că eu am doar Sydney-ul și niște bani? Mamă, Gabi, câți bani deja are și Gabi. Să pici pe Las Vegas. Gen, dar degeaba că o să pici pe Las Vegas la un moment dat și nu o să mai râzi. Eu nu înțeleg de ce plângi. Dar nu își face hotel. Dar mai plânge. Zic doar că râzi degeaba. O să vinzi Parisul? Bă, dar știți care e treaba? Că e mai bun pentru... De fapt, nu, uite. Bă! Mie mi-ar fi convenit să-mi dea și mie sel. Că am dat pe Parisul ăla o grămadă și îmi dădea și mie vreo 800 de mii și aveam bani. Dar la mine a picat cu tremurul, băieți, normal. Prieteni, am o întrebare. Deci eu pot să pic așa. Roma cu greu. Deci nu, cu greu pot să pic la Roma. Stați așa, prieteni. Cu greu pot să pic la Roma, sper că nu. Roma și Berlin cu greu. Se duce la Hamburg. Pot să pic la Sydney. Băiți, pot să pic la Sydney. Coaie, dar mie nu-mi convine dacă pic Andrei la Las Vegas, mie nu-mi convine, coaie. Oh! Că nu o să-mi dea toți banii. Dacă pic acum la World Tour, băieți, dacă pic acum la World Tour. Dar n-am bani. Dar pic la Rion, ghiciți ce trebuie să vând! Sydney-ul singura, bro, pe care o am, o vindem! Mă piși pe el joc, bă! Bă, că nu mai suport jocul ăsta, eu n-am cum să scot bani! N-am cum! Păi n-ai cu ce? Păi tu! Nu ai suflet de antreprenor! Pariu că tura asta pică toți pe Sydney, pariu că tura asta pică toți pe... Uite unde... Putu-ți morți! Doamne, sper să pic pe Madrid, să fac hotel la Madrid, băi, sper din tot sfetul să pic la Madrid. Sunt curios dacă Gabi se duce la Hamburg. Bă, ce-mi place jocul ăsta. Du-te la Hamburg, Gabi. No. Ca să treacă de la Vegas, că e frică, de-aia a făcut asta. E frică de Vegas, băieți? Da, e frică. Ia, vedem pe... La Hamburg, sincer. Gabi, ți-e frică de Vegas? Oh, bine, plătește taxe acolo mai repede. Nu-i problemă, că avem bani. Da? Bă, și mi-am dorit să pic la Madrid, așa că hai, dă-i drumul de aici. Gunoiule, principala mea sursă de venit, băieți, Madridul acum, schimbăm foaia. Madridul, băieți, Madridul, că-l facem și hotel. Să dea draci în el. Ce? Și la Vegas acum. Stați așa, prieteni, să dea draci de nu.
Forță, gata. 360k. Dă-mi e, te rog, FKL, te rog, dă-mi orice, orice gunoi. Ce mi-ai dat? Dă-mi, te rog, orice, FKL, orice. Dă-mi e. Mi-a dat Shanghai-ul, doamne. Băieți, renaștem din propria cenușă, prieteni. Din propria cenușă. Uite, mă, că la Madrid nu-mi pică, mă. Și o pic unde pic? La Veneția pic? La Milan, că ne place numai la Milan pic, băieți. Vezi? Dacă îmi cumperi Madrid-ul. Taci, bă. Lasă că îmi produce Madrid-ul, bă. Și zici... Taci, mă, din gură, cu orașul tău, Shanghai. Haide, băieți, picați. Toată lumea pică acum la Sydney, fii atent de nu. Ah, păcat. Hai, Adrici, cam noi doi. Doamne, păi nu-i bine. Ah! Salut! World Tour, te rog, World Tour! Las Vegas! Te rog, World Tour! Mersi de Shanghai, bro! Îți mulțumesc mult pentru Shanghai! Bă, vreau și eu un leu, bă, vreau să pice cineva pe singura mea proprietate, băieți, am o singură proprietate! Vreau și eu un leu, băieți, de la cine... Mamă, deci dacă mai pic undeva, știți că eu trebuie să vând, nu? Șansă, te rog, distruge orice, dar nu am... Ok, ok, mai dăm 25.000, da! Pe ăștia nu interesează că Gabi are 2,2 milioane, Coco 700.000, eu am 128.000, mai am 100.000. Pe mine mă interesează fiecare cent, prieteni. Stop crying. Stop ce? Crying. Stop crying, oh. Haide. Eu dau iar? Yes! Ce bun sunt. Yes, ce place. Cumpără Beijing, cumpără-l, nu-l cumpără. Hai Coco, ești de acolo. Eu ies, dar mă, cât ție ți-e frică? Oooo, Andres, n-a ieșit bine! Ce Coco, ieși, foarte bine, a ieșit! Cât de frică e să dea 200.000 din 2.700.000. Yes! Ce ne place jocul ăsta, că nu pot să pic la Lost Island, bere! Unii pică la Lost Island în continuu, eu aș vrea să pic la Lost Island și să aștept să vină banii de pe Madrid, băieți! Dar yes, nu se întâmplă! Yes, yes! Doamne, doamne, vorbeam de Lost Island! Ce bani de pe Madrid cu aia? Asta zic Coco. Bravo Coco. Coco vin de Vegas. Vegas. Vin de mă Beijing-ul că e gunoi. Sau Sevilla dacă vrei să faci o faptă bună. Ah, la naiba. Am și eu un amărât de hotel în Madrid aici în Spania. Și toată lumea mai e la mișto, băiți. Așa am ajuns. 3,4 milioane are. Yes, ce mulți bani am. Yes. Yes. Haide, că pică Coco la Madrid și... Jocul mătișa, mătișa... Doamne, uitați câți bani are Gabi, are 3,8 milioane! Ce Coco, ce te supără? Aaa, inima mea! Nu pică la Madrid! Dacă pic unde... Doamne! Pune pe... I-aș pune pe Berlin să mor. Pe acolo pun, logic. Că e și hotel, a? Da. A, 2,5 milioane. E, de nu mă pișo pe joc. Ultima mea că... Mamă, cu aia nu mai era bankrupt. N-ai bani. Bankrupt! Prieten, nu mai pot. O să închei filmarea aici, băieți, oricum mai era puțin tel, dar nu ai cum, bă. Jocul ăsta e pur și simplu cancer, bro, te joacă pe degete. Se joacă cu sentimentele tale, băieți, că nu mai pot cu aia, bă. Nimeni n-a picat pe nicio proprietate de-a mea, bă, eu un leu. Un leu n-am luat de pe urma lor. Eu pic numai la ei. Dă un treabă. Da, mă, fraților, băi, cam asta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Rupeți acolo like-urile alea și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat. Bye, bye.